Suntem atât de mulți în societățile noastre care avem fiecare dintre noi filosofia noastră, gândurile noastre, despre felul în care țara trebuie să fie guvernată. Unii chiar nici nu le pasă. Interesant că înțeleptul Solomon, cel mai înțelept om pe acest pământ, ne spune despre un sistem de guvernare care poate să aducă pace, liniște în mijlocul societăților noastre. Ne spune că trebuie să fie un om, un singur om în fruntea societății și acel om să fie temător de Creatorul său, să fie temător de Dumnezeu și să facă întocmai așa cum îi spune Dumnezeu. Și să învețe din istorisirea a oamenilor care au trăit o relație adevărată cu Dumnezeu. Spune că astfel va propăși țara spre viitor, va avea un viitor mai bun. Dar acolo unde va fi mai mulți conducători, mai mulți oameni, spune că totdeauna va fi tulburare, va fi necaz și niciodată nu va fi claritate în toate lucrurile. Fiindcă lucrurile să fie puse la punct, este necesar de un singur om care este gospodar, este credincios, este cel ce cunoaște ce vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Astăzi este ziua 320 și am citit din Ezechiel capitolul 30, versetul 1, până capitolul 31, versetul 18. Am citit din Evrei capitolul 13, versetul 1 până la 25 și am citit din Proverbe capitolul 27, versetul 23 până la capitolul 28, versetul 6. Unde puteți să mergeți fiecare dintre voi să vedeți acel îndemn de la înțeleptul Solomon pe care îndeamnă pe fiecare dintre noi ce să facem, încotro să luăm, ce acțiuni să facem în societățile noastre astfel ca să aducă un rezultat bun și să aducă împlinire familiilor noastre, copiilor noștri și să ne trezim în fiecare dimineață și să nu spunem că ne trezim în zadar. Avem pentru ce ne lupta, avem pentru ce trăi. Și, de fapt, nu vom muri, ci vom trăi veșnic în momentul ce vom cunoaște ce este viața, în momentul ce vom cunoaște ce este Creatorul. Cel mai greu în lumea aceasta este să înțelegi și să percepi că există un Creator al lumii acestea. A doilea pas este foarte greu să ai o relație adevărată cu Creatorul tău. Pentru a cunoaște cum să ai o relație adevărată cu Creatorul tău, nu poți nicăieri în lumea aceasta decât să mergi pe pagile Sfintelor Scripturi și să vezi oameni care au avut o relație adevărată cu Dumnezeu și ce ne învață pe fiecare dintre noi să acționăm, să facem, astfel ca să fim plăcuți Creatorului nostru. Însuși, înțeleptul Solomon ne spune despre cei neprihăniți. De ce lui Dumnezeu îi plac faptele neprihănite? Ce înseamnă cuvântul neprihănit? Înseamnă fără răutate, doar bine. Este greu să acționezi cu bunătate în fiecare zi. Dar în momentul ce îl cunoști pe Creatorul tău și începi să îmbli cu El în fiecare zi, care este Hristos, care a trăit în mijlocul nostru, plin de har și de adevăr și ne-a învățat pe fiecare dintre noi cum să acționăm în această lume, în acel moment noi putem să pășim mai departe. În acel moment noi putem să acționăm împreună cu El, în fiecare zi, în momentul când El este în inima ta, când tu îi dai voie să intre acolo. Și interesant că astăzi în Evrei ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să nu încetăm să ne iubim unii pe alții. Să nu încetăm să primim oaspeți. Spune că mulți dintre voi, primind oaspeți, chiar au primit îngeri și au rămas peste noapte la ei. Astfel de acțiuni mă șochează și relația pe care au avut oamenii de-a lungul istoriei, care au fost totdeauna bun de acțiunile a neprihănirii și de a acționa astfel încât să vadă oameni care sunt străini, să-i primească în casa lor, să le dea un duș, să le dea o mâncare și astfel, cine știe, poate a primit un înger. Sunt interesante lucruri și acțiuni. Ne spune să niciodată să nu încetăm să ne iubim familia noastră, să ne iubim pe cei ce ne-a dat Dumnezeu. Fiecare familie este un nucleu care este format din societatea noastră. Și acea familie poate să meargă mai departe doar în momentul când Creatorul este la mijloc și fiecare își înțelege bine destinația sa și ce trebuie să facă în societate și în familie. Astfel, dacă Creatorul este în mijlocul societății noastre, în mijlocul familiei noastre, noi vom putea să fim pașnici, vom putea avea acea încredere în Creatorul nostru, fiindcă de a avea încredere în copilul meu, de a avea încredere în soția mea, de a avea încredere în urmașii mei, nu pot să fac nimic de la mine însumi.
decât să mă încred în Dumnezeu, că El ne va da gândurile plăcute, că El ne va da acțiunile bune, ne va da momentele potrivite. Și numai El știe ce este corect, ce este drept. Ce se cere de la fiecare dintre noi este să fim credincioși Lui. Și în momentul când ești credincios Lui, tu începi a deschide paginile Sfintelor Scripturi și tu începi a învăța ce este plăcut Lui Dumnezeu. Și ochii tăi se deschid și urechile tăi se deschid. Și atunci tu poți vedea și auzi cu desăvârșire. Nu ești ca poporul Israel, așa cum au prorocit Ezechiel și cum Dumnezeu le spunea să le spună egiptenilor. Egiptenilor care erau un centru comercial, unde toate popoarele veneau și se hrăneau de la egipteni. Spune că îi va distruge cu desăvârșire, din cauza că ei sunt cei care se închină la alți Dumnezei. Măcar că au văzut pe poporul Israel, cei ce au avut o relație adevărată cu Dumnezeu. Dumnezeu a făcut multe semne și minuni chiar în mijlocul poporului egiptean. Chiar Dumnezeu a vorbit prin profeți cu Faraon. A vorbit cu Nebucadnețar și le-a spus în detalii ce trebuie eu să fac, încotro să meargă și cum să fie plăcut lui Dumnezeu. Dar ei niciodată nu au vrut să asculte de Creatorul lor. Avem multe de învățat din istorie, dar suntem chemați la acțiune. De multe ori putem să trecem pe paginile Sfintelor Scripturi, putem să mergem prin diferite informații, dar să nu acționăm. Să nu facem acel pas la care ne îndeamnă Dumnezeu. Să ne țintim privirile spre Hristos. Spre acea persoană care a trăit real în lumea noastră. Și să trăim așa cum a trăit El. Și să sperăm că vom învia într-o zi, într-un trup nesupus putrezirii. Așa cum a înviat și Hristos. Vă doresc o zi bună, stați alături și ne vedem mâine.